evident că agenția condusă de dumneai nu și-a îndeplinit misiunea. E evident. A recunoscut-o și a public. Dincolo de faptul că i-a trecut glonțul pe la ureche lui Donald Trump, dincolo de faptul că au fost oameni care au strigat înainte, este cineva cu mult timp, este cineva pe acoperiș. Cu 2 minute înainte. Dincolo de faptul că acele tinere agenți Secret Service aveau o singură grijă, să-și pună ochelarii la ochi și una dintre ele își căuta și pistolul, nu vă supărați. Ar fi trebuit să-și dea demisia de onoare doamna care conduce acest serviciu secret. Pentru că pe întreaga planetă s-a discutat numai despre spulberarea mitului Secret Service. Nu vă supărați. Atâtea filme s-au făcut la Hollywood ca să ne facă pe toți să avem încredere în acest extraordinar serviciu secret, încât toți banii ăia sunt efectiv deodată aruncați pe apa sâmbetii sau pe apa vreunui mare râu din Statele Unite, așa, deodată, doar pentru că efectiv nu s-a organizat. Efectiv, această doamnă probabil a ajuns să se gândească că nu mai e atât de complicat pentru cei din subordinea ei să apere un demnitar. E, ne facem treaba așa, din inerție. Nu! Iată că nu trebuie să-ți faci treaba din inerție, indiferent ce-ți imaginezi. O să urmărim această audiere, abia începe la această oră. Vă spuneam că se estimează că